cutremurătoare de pe holurile Spitalului Matei Balș din capitală, pline cu pacienți COVID pe care medicii nu mai au unde să-i așeze. E ceea ce relatează un martor care a postat pe Facebook aceste imagini pe care le vedem împreună acum. E înspăimântător, pacienții stau pe scaune la oxigen, sunt internați pe paturi de campanie, terapia intensivă s-a mutat pe holuri, povestește bărbatul. Care e situația mai exact acolo? Încercăm să aflăm de la medicul Adrian Marinescu, medic infecționist la Matei Balș. Bună seara, domnule doctor, vă mulțumesc că sunteți la ora asta cu noi. Cu plăcere. Ce vedem acolo? Explicați-ne. Ce se întâmplă? Vedem o realitate a acestor zile. Și situația nu e numai la Matei Balș. În condițiile în care, în capitală, avem în mod constant 1500 de pacienți și hai să facem un calcul, să ne gândim că 20% dintre aceștia au nevoie de oxigen, au nevoie de un loc să se interneze. E clar că numărul de locuri pe care îl avem și indiferent cât am reușit în fiecare zi să facem, și asta se întâmplă și sâmbătă, duminica, nu e suficient. Atunci pacienții trebuie să fie ajutați și până în momentul când reușim să-i transferăm în altă parte sau să facem locuri în spital, ei rămân în camera de gardă, e adevărat că primesc tratamentul cu oxigen, primesc tratamentul necesar, dar sunt imaginile pe care dumneavoastră le vedeți. E până la urmă un lucru real. Cred că erau zeci de pacienți acolo, din ce vedem noi acolo, din ce vedem în imagine. Se întâmplă în mod constant să avem și peste 30 de pacienți în camera de gardă, în condițiile în care numărul de paturi este de 19, maxim 20. Asta înseamnă că restul vor rămâne într-un pat improvizat sau pe un scaun. Fiind vorba de pacienți, în mare parte, care au nevoie de oxigen. Aici trebuie să rețin, important. Exact, pentru că am văzut dozele de oxigen mobil lângă ei. Da, trebuie să știm că la pacienții cu infecție SARS-CoV-2, tratamentul cu oxigen este vital. Și cei care au forme severe și au nevoie de oxigen, lucrul ăsta trebuie să se întâmple imediat. Cum ajung în camera de gardă, primesc oxigen. Ulterior încercăm să găsim o variantă. Din păcate, nu putem să o găsim atât de repede. Și pacienții stau și perioade mai lungi de timp în camera de gardă. Exact asta voiam să vă întreb. Cât durează, practic? Ajung în camera de gardă și stau acolo o oră, două, până li se găsește un loc într-o altă parte? Din păcate, de multe ori nu rezolvăm atât de repede și pot să stea și 24 de ore. Dar ce este important e că pacienții sunt tratați, monitorizați, la fel ca într-o secție normală, doar că este improvizat, adică e clar că nu este cum ar trebui să se întâmple în mod normal. Pentru că oamenii practic primesc tratamentul și acum o să îmi cer scuze de la telespectatori pentru formularea neacademică, dar situația impune să fim foarte radicali în conversație, să nu ne mai ascundem după cuvinte. Oamenii primesc tratament cu oxigen neinvaziv, ce-i drept, din câte am văzut eu în imagini, în fund, pe scaun. Așa este. E adevărat că nu stau pentru o perioadă lungi de timp pe scaun, dar și dacă stau într-o cameră de gardă 24 de ore, chiar dacă stau pe pat, tot nu este soluția ideală. Iar trebuie să fie internat sau să fie o variantă în alt spital. Din păcate, mai ales în a doua parte a zilei, cam toate spitalele care sunt în circuitul COVID sunt absolut blocate și nu mai au locuri. Și atunci, așa cum am vorbit, cred că de foarte multe ori, soluția este una reală, nu neapărat ideală. Toate spitalele din București ar trebui să meargă pe un dublu circuit, sigur, făcut foarte corect și să primească și pacienții cu infecție SARS-CoV-2. Este singura variantă. De cât timp se întâmplă asta, să fiți nevoiți să îi tratați în camera de gardă pe scaun? Sunt câteva săptămâni bune, din momentul în care au fost creșterile importante. De când am avut peste 1000 de cazuri în capitală, a devenit un lucru care se întâmplă aproape zilnic. Și maximumul de pacienți care au fost în camera de gardă, care să fi fost? Mai mult de 30. Chiar, cred că la un moment dat au fost și spre 37-38, iar vreau că pentru o perioadă scurtă de timp. Cât încape, noi mergem pe următorul principiu. Încercăm să ajutăm cât mai mulți oameni. Oamenii au nevoie, vin cu forme severe, au nevoie de oxigen și este important să primească acest oxigen. Este cel mai important lucru și trebuie făcut rapid. Și la 37-40 de oameni în camera de gardă, plus 20 de paturi, spuneți, există atâtea surse de oxigen mobil pentru toată lumea? Câte surse aveți acolo la Balș? Da, ne descurcăm. Până la urmă găsim o variantă. Am încercat și, din fericire, am reușit să îmbunătățim în ultimile luni în mod constant tot ce ține de instalațiile de oxigen, așa vreau încât să avem, pentru că știm că e important. În camera de gardă sunt 20 de paturi și restul, peste 20, sunt pacienți care trebuie să stea pe scaun sau pe paturi improvizate.
S-a întâmplat să se degradeze starea pacienților aflați în camera de gardă cu aceste surse improvizate, necesare, dar improvizate de oxigen și să fie nevoie să-i transportați la terapie intensivă direct din camera de gardă de pe scaun? Nu, nu s-a întâmplat din acest considerent, pentru că ei sunt primiți încă de la început, primesc și tratamentul cu oxigen și nu numai tratamentul cu oxigen, primesc tratamentul necesar, adică ei sunt văzuți exact ca pe o secție. Dar faptul că un pacient se poate degrada într-un interval scurt de timp, da, se poate întâmpla, indiferent că e în camera de gardă sau dacă este pe o secție, pentru că, din păcate, această infecție virală este absolut imprevizibilă și se poate întâmpla de la o oră la alta să apară lucruri neprevăzute. Și ca să fim foarte clar, domnule Marinescu, practic ce spuneți dumneavoastră e că, dincolo de ineditul imaginilor, de îngrozitorul imaginilor, rebarbativul imaginilor până la urmă, pentru că situația e dramatică, eficiența tratamentului pentru un pacient tratat astfel în camera de gardă e aceeași cu unul care ar fi tratat în secție pe patul de spital. Eu aș privi altfel lucrurile. Gândiți-vă că acel pacient, dacă nu am găsit acea variantă improvizată, ar însemna că ar sta în așteptare în alt spital sau într-un loc unde nu ar avea acest tratament. Deci eu cred că este cel mai corect lucru pe care îl facem, să administrăm acest tratament din primul moment când pacientul ajunge în camera de gardă, indiferent că nu avem locuri pe pat. Este cea mai bună măsură pe care trebuie să o luăm din punct de vedere medical. Contează până la urmă viața pacientului. Sunt imagini pe care le vedeam în primul val în Italia și nu ne venea să credem și ne îngrozeam. Sunt imagini pe care le-am văzut de curând din Rusia și iarăși ne îngrozeam și nu ne venea să credem că se poate întâmpla. V-ați fi așteptat vreodată ca medic să vedeți așa ceva pe holul spitalului? Nu m-am așteptat, dar pe de altă parte situații grele au mai fost, sigur, prin pandemie nu a trecut nimeni. Au mai fost epidemii de gripă, dar o astfel de situație cum traversăm acum, categoric că n-a existat și vreau să cred că nu o să fie pentru o perioadă lungă de timp. Să știți că această realitate nu e numai în Institutul Matei Balș. În toate spitalele care sunt în circuitul COVID e practic aceeași situație, pentru că un număr mare de pacienți au nevoie și de un număr mare de locuri de internare, pentru că, din păcate, sunt forme medii și forme severe, adică pacienți care au neapărat de nevoie să fie internați. Știți că discutam mereu despre alegerea asta cinică pe care există posibilitatea să o facă medicii la un moment dat dacă situația se degradează complet, cine trăiește și cine moare. E o operațiune de cine de alegere și aici, cine rămâne pe gardă și cine e internat pe un pat de spital în secție? Nu este. Și din fericire la Institutul Matei Balș reușim să ne descurcăm și să nu fie nevoie să alegem. Că până la urmă toți pacienții primesc tratament, este elementul cel mai important, lăsând la o parte imaginile. Sigur că în momentul în care stau un interval de timp, găsim loc, fie un loc în alt spital, dacă îl găsim destul de greu, sau chiar locurile pe care le facem în institut. Externăm pacienți, la noi este un flux continuu, externăm și internăm alți pacienți, adică cei care au stat un interval de timp în gardă ajung să fie internați. Astăzi, la Matei Balș, datele pe care le aveați când ați plecat de la spital, care erau? Câte paturi, dacă mai e vreun pat liber? Sau care era fluxul acolo? V-am spus, este regulă. În a doua parte a zilei nu există loc și nu mă refer la terapie intensivă, mă refer la locuri în general. Și se ocupă pentru că încercăm să eliberăm garda. Exact ce discutam. În fiecare dimineață avem în jur de 30, 25-30 de pacienți care au rămas peste noapte și ei reprezintă prioritatea. Eliberăm, în sensul că internăm și din păcate vin alți pacienți, pentru că este un flux mare de pacienți. Și în a doua parte a zilei ajungem la aceeași situație. Mai vorbeam noi împreună, domnule doctor, despre faptul că există și un deficit de centralizare a pacienților și că dacă ar fi mult mai eficiente lucrurile din momentul apelului către 112 poate sau către medic, s-ar mai degreva cumva și din presiunea care vine pe spitale, în sensul în care dacă s-ar ști foarte clar la momentul apelului câte locuri sunt libere în spitale, n-ar mai ajunge oameni să suprapopuleze inclusiv camera de gardă. S-a mai rezolvat ceva în acest aspect sau suntem atât de rău, de grav, încât nici nu se mai poate rezolva? Nu, s-au făcut pași, numai că asta vă spuneam mai devreme. Din păcate, aceste câteva spitale care funcționează în momentul ăsta în circuitul COVID nu au cum să rezolve numărul foarte mare de infectări dintr-o zi. Deci este clar că trebuie și alte spitale și asta spuneam. Foarte clar că toate spitalele mari vor merge pe dublu circuit și atunci lucrurile vor fi mai simple.
pacientul va ajunge la spitalul cel mai apropiat și va rămâne acolo unde va fi tratat și evaluat și nu vom mai vedea astfel de imagini în camerele de gardă. Păi regula e deja în vigoare de la Ministerul Sănătății. Ordinul există, tot nu se duc înspre alte spitale pacienții? În practică, încă nu se întâmplă lucrul ăsta. E adevărat, un pacient care este suspect poate să ajungă într-o cameră de gardă de la un spital care nu e COVID, dar în momentul în care s-a confirmat, se încearcă transferul acestui pacient tot către spitalul din circuit. O lucru ăsta nu ar trebui să întâmple, pentru că spitalele din circuit nu au cum să mai primească, au suficient de mulți pacienți, este situația de la Institutul Matei Balș și e clar că nu putem să preluăm și alți pacienți care au un test pozitiv din alte spitale. Este o situație reală, până la urmă, și un calcul simplu de făcut. Am văzut în aceste imagini, iarăși, pacienți de toate vârstele, care au nevoie de oxigen suplimentar. S-a schimbat ceva în ceea ce privește formele pe care le întâlniți la spital și vârstele oamenilor foarte afectați de COVID pe care le întâlniți la spital? Așa cum am discutat și cu alte ocazii, nu sunt doar pacienții în vârstă, pentru că și pacienții de vârstă medie și chiar tineri au afecțiuni cronice, pot fi supraponderali. E adevărat că ei nu au diagnosticele, nu se cunosc că ar fi bolnavi, dar lucrul ăsta se întâmplă. Și atunci sunt pacienți de vârstă medie, supraponderali, au diabet, au boli cardiovasculare și care bineînțeles că ajung să facă forme severe. Și oricum trebuie să plecăm de la următoarea realitate. Nu există vârstă care să fie scutită sau să meargă pe garanția că nu va face o formă severă. Chiar dacă se întâmplă mai rar la tineri, dar se poate întâmpla. Din momentul în care s-au luat măsurile de carantină de noapte în București, s-au luat aceste măsuri restrictive la nivelul întregii țări și văzând totuși pe cifre că scade puțin rata de incidență în capitală, vin și vă întreb, se simte asta dincolo de cifre și într-o presiune puțin mai mică pe spitale? Fluxul de pacienți care vine spre spital a scăzut în vreun fel în ultima săptămână, de pildă? Ne spune că e un lucru care să fie vizibil în practică, pentru că aceste măsuri pot să meargă către o ușoară scădere, dar este acel bulgăre despre care vorbim în momentul în care se rostogolește, e foarte greu de oprit, prin măsuri care sunt măsuri restrictive ușoare. Până la urmă, e clar că astfel de măsuri pot fi eficiente atunci când ai puține cazuri, într-un moment în care nu ai o transmitere comunitară accelerată. Pentru că altfel e destul de greu. Și gândiți-vă că în București, în orice zi în care avem peste 1000 de cazuri noi, este suficient pentru a bloca, practic, aceste câteva spitale care sunt în circuit. În plan practic, nu ai cum să ai atâtea locuri încât să reușești să internezi toți pacienții care au nevoie. Deci platoul ăsta la care suntem de 1000, 1100, 1300 chiar în zilele cele mai rele de cazuri în București, practic ține paralizat sistemul sanitar din capitală. Da, pentru că lucrurile, gândiți-vă că dacă în multe zile ai un număr mare de infectări, asta înseamnă că sunt și mulți pacienți cu forme critice în terapie intensivă și ați văzut că e o creștere constantă și e clar că acești pacienți au perioade lungi de internare, deci nu poți să eliberezi locurile. Și atunci încep să se adune la un moment dat și este greu să rezolvi dacă nu vii cu o scădere importantă, care la un moment dat să ducă la o scădere importantă a presiunii, adică să fie ceva vizibil, practic. Cât de mult ar trebui să scadă cazurile în capitală ca să nu mai vedem astfel de imagini în spitalele de aici, în spitalele COVID? Bine, dacă vom merge strict pe aceste câteva spitale, e destul de greu să vadă. Dacă vom merge pe principiul că toate spitalele au un dublu circuit, atunci destul de repede vom vedea imagini care să arate mult mai bine. Cât mai rezistă în ritmul ăsta? Și mă gândesc aici inclusiv la medici, la personalul medical, care are 40 de pacienți în plus față de fișa postului, pentru că ei sunt în camera de gardă. Noi, în momentul în care am făcut medicina, într-adevăr, am plecat de la ideea că suntem învățați cu situații grele. Nu știu dacă e neapărat vorba de rezistat. E vorba că în momentul în care nu ai niște soluții clare, pleci de la ideea că nu faci exact ce ți-ai dori pentru sănătatea pacientului. Adică ți-ai dori să faci cât poți de mult. Și dacă ar fi o organizare mai bună, exact cum vorbeam, la nivelul spitalelor și lucrurile ar merge mai bine, atunci e clar că ai avea satisfacția că poți, într-adevăr, să faci bine pacientului. De fapt, asta contează. Restul sunt lucruri secundare. Adică ce ține de oboseala noastră, lucrurile astea probabil că nu se luate în calcul în condiții de pandemie. Oboseala medicilor și a personalului pe de-o parte, uzura per se a tehnologiei pe de altă parte, pentru că mă gândesc că o situație ca asta, repetată zilnic, cu 40 de oameni în camera de gardă,
primind oxigen, poate să ducă la erori, la fisuri de tipul celei pe care am văzut-o în neamț. Să știți totuși că partea de siguranță, siguranța pacientului este cea mai importantă. De exemplu, în Institutul Matei Balș, instalația electrică, că acolo sunt probleme legate de supra-solicitare când sunt multe surse de oxigen, a fost schimbată și a fost făcută după un proiect foarte clar și în plus există permanent îmbunătățirea, asta spuneam și mai devreme, în ceea ce privește instalația de oxigen, care este extrem de importantă în acest moment, sunt în permanente îmbunătățiri, modificări, în așa fel încât lucrurile se desfășoare cât se poate de sigur. Deci n-ar fi riscuri din punctul ăsta de vedere, cel puțin pentru moment. Bine, nu putem vorbi, nimic nu este cu un risc zero, dar eu cred că riscul este minimalizat atunci când se iau toate aceste măsuri așa cum facem noi. Vă mulțumesc tare mult, domnule doctor Adrian.